Domnul primar, ce va mai rămas de făcut? Ce ar mai fi, ce obiective mai sunt de făcut, să spunem așa, care credeți că sau sperați să le realizați în 2012? Da, bună întrebare. Sigur, n-aș putea spune că sunt nemulțumit de ceea ce am făcut până acum sau cât am făcut, dar totdeauna este loc de mai bine și mai mult. Aștept cu nerăbdare să se implementeze PND-ul, Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, pentru că în acest program Comuna Muntenia este prinsă cu 12,5 km de asfaltare. Ar fi un lucru extraordinar pentru că am zone unde s-au implementat toate utilitățile, spun apă, canal, gaz, deci singur lucru care rămâne de făcut acolo e drumul. În momentul în care am făcut și drumul, condițiile sunt mai mult decât bune. Deci îmi doresc din suflet ca să reușesc asfaltarea acestor drumuri. Repet, am prioritatea zero, alimentarea cu apă în satul Mânjești. Sigur, finalizarea grădiniței de la Munteni. Pot să vă mai spun că am depus o notă conceptuală pentru un program transfrontalier, realizarea unui târg de produse tradiționale. Este un lucru foarte bun dacă reușesc să fac asta, pentru că producătorii din Comuna Munteni și din comunele limitrofe vor avea posibilitatea să-și vândă produsele la acest târg. Va fi prevăzut cu o hală unde oamenii să-și prezinte produsele, cu camera medicului veterinar. Sper dacă aș reuși să fac și un microabator pentru ca oamenii să vină să sacrifice animalele acolo și să le pună la vânzare, să elimine cele verigi care de fapt mai mult pierd și câștigă alții. Știu că este complicat cu povestea un coleg de-al dumneavoastră primar că li se cere fosă pentru ființarea târgului, sânge, toate, da, extrem de complicat. Dar nu e imposibil. Dacă mă refer la zona unde vine amplasat, noi am stabilit un amplasament foarte bun, în sensul că este la drumul național, avem utilități, avem apă curentă, energie electrică, gaz, nu am avea prea multe impedimente în sensul ăsta. Repet, suntem la fază de... Deci, abia am depus cererea. Vedem. Am înțeles că analiza se va face în perioada februarie-martie. Da, în curând. Da. Și aștept cu nerăbdare. Eu deja am avut întâlniri cu cetățenii privind înființarea Asociației Crescătorilor de Animale, pentru că în luna decembrie 2011 a apărut legea 214 privind amenajarea și întreținerea pajiștilor. Și conform prevederilor acestei legi, Consiliul Local are obligația să concesioneze pășunele acestor asociații de crescători de animale pe minim 10 ani. Numai că aceste asociații sau organizații trebuie să aibă personalitate juridică. În sensul ăsta am avut întâlniri cu cetățenii în fiecare sat, le-am spus despre ce este vorba, s-au constituit în asociații a crescătorilor de animale cu personalitate juridică. Și printre altele le-am amintit și de intenția mea de a realiza acest târg pentru produse tradiționale. Oamenii au fost foarte încântați în sensul că, domne, într-adevăr, o să avem și noi posibilitatea să ne ducem cu produsele noastre direct. Vine doritorul, are, vede produsul care, pentru care eu am muncit și să-mi obțin și un venit așa pe măsură. Adică nu mă duc să-l dau pe Timirce pentru că sunt nevoie să-l dau la altul care sunt, nu știu, tot felul de samsar de ăștia care se duc și fac tot felul de... Spuneți-ne despre această asociație. Cu ce afectează pe oameni? Ce înseamnă pentru oameni? Păi nu afectează, îi ajută. Păi exact, în ce măsură îi ajută și... Da. În primul rând, se vor obține aceste subvenții de la Uniunea Europeană. Și mai mult decât, de ce s-a ținut să se înființeze asociația cu personalitate juridică? Pentru că ei vor fi o anumită organigramă, o anumită structură
Consiliul de Administrație, Adunarea Generală, și atunci acești bani nu vor mai fi gestionați de o singură persoană. Adică ar fi un control mai eficient asupra modului cum se cheltuiesc banii. Pentru că se vor aloca aceste subvenții pe teren, pe pășune. Și va intra în fondul asociației. Din acești bani ei pot executa lucrări de întreținere a pășunii. Deci sunt anumite lucrări stipulate în lege. Care însemna lucrări de întreținere? Păi a plecat de îngrășăminte, de irigat, de construit adăpători. Sunt multe lucrări care se pot face. Adică când spun întreținere, să defrișez, eu știu, tufișuri din astea sau tot ce apar. Da, buruienile, cum exact, spunem noi, care da, nu sunt da, mâncate de animale. Da. Domnul primar, noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes în acest an. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Poate eu sper să vin și vremuri mai bune. Cu siguranță vor veni. Da, mulțumesc.